Salut, Vitalie, mulțumesc mult că ai acceptat invitația pentru un scurt interviu la dialogurile bibliotecii. Mulțumesc, Sandule, dar te rog să te simți atât de bine precum într-o casă care te primește cu cărți multe. Mă simt foarte bine aici la tine, la Biblioteca Onis și Forghibu. Chiar și în perioada asta mai grea am venit de mai multe ori și am găsit cărțile care chiar mă interesau. De exemplu, la un moment dat ți-am scris și te-am întrebat și nu venea să cred că am găsit Urmuz de Nicolae Balătă, o carte destul de rară, să zic așa. Păi nici nu putea să fie altfel printre cele 65.000 de titluri de carte să nu găsim una pe care ar fi căutat-o. E vorba de alta, deci suntem o bibliotecă de carte românească destul de bună, uite, în viziunea mea, dar și în aprecierea cititorilor noștri și mai avem probabil încă, știu eu, o trăsătură aparte că atunci în cazul când cititorul nostru solicită un volum și dacă chiar nu l-avem aici noi, îl împrumutăm de la colegii noștri și în felul acesta suntem, iată, mereu în preajma cititorului. Facem un liant, așa, între bibliotecă, cititor și cititor și bibliotecă. De fapt, am vrut să ajung la întrebările despre bibliotecă un pic mai târziu, dar n-am să încotro. Dacă suntem în bibliotecă, da. Dar n-am încotro acum, vrând nevrând, trebuie să vorbim despre bibliotecă. În bibliotecă Onis și Forghibu se întâmplau foarte multe lansări, aveau loc cenacluri, chiar și noi cu cenaclul Republica ne simțeam foarte bine aici și aduceam scriitori tineri din România, adică era o viață destul de intensă. Haideți să spunem în felul următor. Mie nu-mi place că zicem la timpul trecut. Hai să vorbim la prezentul actual. Biblioteca Onis și Forghibu rămâne până în prezent și va fi fără îndoială că acel spațiu cultural unde au loc aceste deosebite, știu eu, apropieri față de omul ahtiat de cultură și literatură. Da, noi suntem gazda unui festival internațional de poezie. Biblioteca Onis și Forghibu, în parteneriat cu Uniunea Scriitorilor din Republica Moldova și Uniunea Scriitorilor din România, organizează aici marele întruniri, lansări de carte, pe timpuri când avea loc în luna august-septembrie salonul de carte aici la Biblioteca Națională, parte din cei care își aduceau volumele și le ofereau cititorilor erau în Biblioteca Onis și Forghibu. Iată, aici în sala Nucifere avea loc un fel de salon literar, nu știu eu, apropiat, dar era o continuitate. Apoi, noi suntem și o bibliotecă de mai mulți ani, să știi că funcționează sau, să-i spunem altfel, deci vine, avem un laborator de cercetări literare și biobibliografie. Eram la Singulara Tantum prin 2011, până astăzi am elaborat, deci am editat, am oferit cititorului 21 de cărți, mare parte exegeze literare, antologii, dar iată anul trecut am remodelat un pic activitatea noastră, de ce? Fiindcă am declarat anul literar 2020, anul literar Nicolae Sinencu, pentru prima dată, să știi că în acest spațiu cultural românesc, o bibliotecă declară an literar. Ne-au privit cu excepție, așa, foarte mulți, mă rog, era în luna ianuarie, exact în ziua data nașterii lui Nicolae Sinencu. De ce? Însă am făcut lucrul acesta deoarece suntem în posesia arhivei, a manuscriselor lui Nicolae Sinencu. La fel, nu știu care bibliotecă s-ar fi bucurat că a intrat în posesia manuscriselor unui scriitor. Ceea ce am descoperit noi au rămas perbuși, romane needitate, mii de pagini de poezie, toate inedite, scenarii, memorii, corespondență, toate, deci iată, ne-au alcătuit nouă această piatră de încercare, dar și mare plăcere să edităm ceea ce n-a reușit să o facă bunul nostru prieten Nicolae Sinencu, scriitorul care mereu
venea și era în imediat apropierea cititorului sau acelui cu care se întâlnea. Vă ții minte, mereu zâmbea, salut frate, te cuprindea. Deci avea această bonomie pe care o păstra pentru fiecare din noi. Ceea ce am reușit noi este chiar foarte bine. Am publicat file din jurnalul de scriitor al lui Nicolae Senenco. Sunt niște detalii, sunt niște perle aparte. Eu am mai citit, ca și tine, deci ca și mulți cititori de ai noștri, am mai lecturat memorii, jurnale, dar paginile acestea pe care le-am oferit noi cititorilor, semnate de Nicolae Senenco, chiar sunt inedite. Vorbește așa ca și cum de undeva, parcă noi aveam un rol, că manuscrisele lui Nicolae Senenco ar fi în biblioteca pe care o conduci, dar de fapt vreau să ajung și la asta, la prietenia dintre tine și Nea Colea, cum îi mai ziceam da, noi. Dar evident, deci numai uite, cu jurnalul să uite, se pun punct. Dar nici nu vă, e o paranteză rotundă. În fond, jurnalul unui scriitor este intitulat așa cum a dorit să o facă Nicolae Senenco, a pornit încă în timpul când făcea studii la Moscova. Într-o bună dimineață zice că s-a pomenit cu faptul că locuia într-o odaie cu un scriitor din Georgia, care l-a întrebat, de ce ești atât de supărat, ești atât de stresat? Senenco zice, trebuie să vin să vorbesc despre cineva astăzi și nu știu despre cine să vorbesc. La care Gogia, prietenul lui, spune, vorbește despre Eminescu. La care Senecu, mirat, uimit, zice, tu știi, cunoști poezia lui Eminescu? Zice, nu, o cunosc bine doar în traducere rusă, dar îmi imaginez, tu o cunoști foarte bine. Și iată, Eminescu este poetul pe care trebuie astăzi să ne prezinți nouă. Și am această lucrare inedită, intitulată așa în stilul lui Senecu, Eminescu. Academicianul Mihai Cimpoi, când a văzut acest manuscris, a zis că nu-mi vine a crede vulcilor, fiindcă fiind prieten, Senenco niciodată nu mi-a vorbit despre această monografie. În fond, nu este un început de monografie, sunt numai 64 de pagini, dar ca să vezi ce spune Senenco despre Eminescu. Apoi, pe mine m-a uimit în mod deosebit că am, deci, patru manuscrise, unor romane inedite. Ceea ce am reușit să o fac și îmi place mult să zic lucrul acesta împreună cu colegii mei din bibliotecă, împreună cu Ludmila Șumanski, împreună cu cei care fac parte din laboratorul de cercetări literare și biobibliografie Unis for Ghibu. Am reușit, în fond, în mod aparte, Ludmila Șumanski, deci, a adoptat manuscrisul dându-i haina aceasta ferească și cititorul nostru, aveam romanul aici, chiar acum te vreau să-l prezint și să-l vadă și spectatorii dumitale. Acesta este romanul. Dar arată foarte bine și mi-a plăcut mult că în carte sunt cuprinse copii, sau nu știu cum să exact, le zic, da, de cum a fost scris la mașină. Pagini, da, exact, fiindcă romanul acesta are o istorie foarte interesantă. Nicolae Senenco mi-a povestit despre faptul, zice că locuia pe strada Pirogov, Cogălnicianu. Într-o seară au mers împreună cu câțiva prieteni, eu le știu numele acestor prieteni, și le-a vorbit despre manuscrisul acestui roman. În curte locuiau încă vreo 6 familii de evrei, cu care, zice că comunicam și eram foarte buni prieteni. A doua zi, deci acțiunea romanului, să înțeleg, că era aici pe Cogălnicianu. Exact. A, că eu, nu mi-am, eu am citit, dar nu zice deloc de cartier. Nu. Deci e Cogălnicianu, okay. Vis-a-vis deci, de universitate, de blocul de litere, unde acum locuiesc chiar tot din profesorul nostru, Constantin Șchiopă, dacă nu mă înșel în curtea aceasta. A, vorbea despre manuscris, vezi? Da, iată, arată foarte frumos. Aceasta e coperta. Și în interior mai sunt câteva pagini. Da. Și Nicolae Senenco îmi povestește că următoarele. Da, foarte faină. A doua zi, după ce a vorbit prietenilor săi despre manuscrisul dat a romanului, au venit niște lăcătuși. Pe la orele 13, când nimeni în curte nu se aflau, toți erau la servici, și au început a căuta, zice că au de
au de găsit nu știu ce, pană, deci nu știu, undeva și au descuiat ușa, căutau manuscrisul acesta. A fost în zi de miercuri, iar sâmbătă Nicolae Sănencu, cum povestește, deci a luat manuscrisul și a plecat la Vadul Vodă. Și în două zile, manuscrisul s-a transformat, deci în dactilografiat, și mapa aceasta o avem aici, unde arhiva Sănencu, ai putea să-l arăți. Parte din manuscrisele lui Nicolae Sănencu se află aici. Am să dau și fotul într-o parte ca să se vadă că e deci plin, uitați-le, deci. Așa. Acestea sunt texte inedite, originale. Și romanul este aici. Wow. Da. Romanul e în mapa aceasta. Un roman care vorbește de la sine, un roman impresionant. O carte care a rămas mereu în... A rămas, deci, în acest foarte frumos cerc al gândului, adevărul. Postfațatorul, binecunoscutul scriitor și critic literar Anatol Moraru, venea și îmi spunea, zice, mă, nici nu m-am imaginat că în perioada aceasta se putea scrie un astfel de roman. Nicolae Sănencu nu numai a fost rebelul, dar a fost și foarte, foarte receptivul scriitor al timpului. De ce? Prin ceea ce a erupt Vezuvic, prin romanul evreie, Doc, prin Vin chinezii, prin poezia sa, este un hiperoriginal. Nu în zădar, până în prezent, ne putem undeva... ne putem axa pe gândul frumos și foarte, foarte sincer. Numai deci un poem foarte mic, un catren, deci... Mi-am aruncat privirea în sus și am văzut albul norilor și mi-am spus, mama a spălat perdelele. Deci o comparație mai frumoasă nu o poți găsi. Deci albul acesta imaculat, în fond, e cuprinsul, e sinceritatea scriitorului Nicolae Sănencu. Eu sper că voi reuși să-i aducem cititorului și un ciclu de versuri pe care probabil că nici nu-și imaginează că le-a scris Nicolae Sănencu, ciclu de versuri, poezii religioase. Apoi urmează un alt ciclu original, inedit, poeme dedicate soției. În fiecare dimineață, Nicolae Sănencu, după ce soția, doamna Darca, așa s-a întâmplat, deci a luat ictus, Nicolae Sănencu în fiecare dimineață îi scria un poem. Și iată, acest, vă imaginați, în fiecare dimineață. Mapa aceasta o am aparte, sper că voi reuși să le descifrez și vom veni în fața cititorilor cu un volum extraordinar, un volum inedit la fel. Scenarii de film, scenarii pentru spectacole. Corespondența lui Nicolae Sănencu este extraordinară, de a-ți vedea dumneavoastră. Avea și o corespondență imaginară. Să vedeți cum i-a scris lui Nichita Stănescu. I-a scris de parcă îl avea în față. A vorbit într-un dialog continuu cu Eminescu, precum v-am zis. Era un foarte bun, știu eu, dialogant în miez de noapte cu pictorul Greco. Putea să-și permite la miez de noapte, mă rog, în timpul acela, să discute doar lucrurile pe care le puteau să le audă. Zice că putea să le audă noaptea, dar niciodată nu le trăda. E o trimitere foarte frumoasă. Nicolae Sănencu, pentru mine și ca și pentru dumneavoastră, dragii mei, este scriitorul care a revoluționat originalitatea scrisului românesc din spațiul acesta. Și din fericire pentru el, asta pot să spun, că are mare noroc cu tine, cum ai grijă acum de manuscrise. Mulțumesc, da, dar împreună cu colegii mei. Și ce aș vrea să menționez eu acum? Probabil că undeva fiecare din scriitorii perioade respective, dar și colegii noștri de breaslă, au însertare, au deci undeva depozitate pagini care, fără îndoială că ar fi cazul să vadă lumina zilei. Nu cele care sunt interpretate la prezent, chipurile descrise în trecut. Nicolae Sănencu a scris mereu, așa cum ziceam la bun început, a scris mereu la timpul prezent actual.
Probabil că aici vom pune cele trei puncte, invitându-l pe cititor, invitându-l pe spectatorul tău să vină în biblioteca Onis Forghibu. N-au decât și le ofer ca să vezi, să savureze din manuscrisele inedite a lui Nicolae Sinenco. Am o mapă cu poze, la fel inedite, fotografii oferite de bunul meu prieten și al lui Nicolae, la fel, maestrul fotograf Nicolae Răileanu. Foarte multe poze din cele care le am eu pe un CD și pe un undeva într-o mapă. Nu le-a văzut nimeni încă, încât Mihai Poiat îmi spunea că te invidiez, dar o să mi le dai deja pentru ediția a doua a albumului fotografic. O să le ofer cu mare plăcere. Lucrurile frumoase nu pot fi tăinuite. În felul acesta, noi suntem cei care savurăm din ele și devenim la fel de onești, la fel de omenoși. Vitalie, vreau să te mai întreb în legătură cu romanul Evreii și te felicit pentru el, știu că ai lucrat la el. Mulțumesc! Hai să ne felicităm pe toți, că avem o carte, un roman foarte bun. Da, e foarte bună și ca obiect, e foarte frumoasă, arată foarte bine. Da, îmi place, mi-e spus de mult cum a fost conceput, deci, iată, formatul cărții. E foarte important. E o carte... Și se vede dosarul aici. Absolut, absolut, da, sigur, se vede dosarul, se vede, deci, iată, Nicolae Sinenco, și avem drept confirmare și mapa, imediat observă, da. Apoi este o carte, știi, pe care o poți lua, uite, așa, în palmă, da. Și în felul acesta o apropie de, fiindcă noi suntem, de, avem aceasta și o apropiem de inimă și o ținem așa, o mângâiem. În fond, textul ne invită să fim aproape de personajele acestea. Este o tragedie, o tragedie. Galeria de personaje nu vine din timpul trecut. Este galeria acestor personaje, persistă acum, dialogează cu noi, fiindcă așa a fost Nicolae Sinenco, așa sunt, știu eu, acest prototip de personaj nu poate să fie trecut la trecut, am spus-o, nu poate să rămână în trecut, dar numai decât se pretinde de a fi în prezent. Și un roman scris în 74... 72, da. Dar e un roman foarte dur și asta aveam să te întreb, fiind prieten cu Nicolae Sinenco, dacă ți-a vorbit vreodată, dacă el se gândea la publicarea romanului sau nici nu i-a trecut prin cap că ar putea fi publicat. Ziceam, nu. Romanul Evrei, în 74, așa dactilografiat cum a apărut, a fost prezentat. Dar nici n-a reușit să treacă prima instanță, fiindcă imediat i s-a replicat. Titlul nu este adecvat și Nicolae Sinenco, să știi, categoric a refuzat. A zis, cum? Putem spune rușii, putem spune moldoveni, dar nu putem spune evrei? Apoi, cei care vor citi și vor rămâne captivați de subiectul acesta, vor vedea că de realitate Sinenco n-a eschivat să vorbească despre unele metehne, să vorbească despre, știu eu, despre acea perioadă sovietică, despre acel homo sovieticus. Dar vorbea, un roman vorbește, dacă spuneam că tot la prezent, vorbește și despre faptul acesta că predomină omenia, relația între aceste personaje. Cum privesc ei în viitor? Sinenco, să vezi cum zice că evreii când se adună vorbesc în limba lor. Evreii când se adună au patria lor. N-a fost oare o foarte frumoasă trimitere? Deci să vorbim în limba noastră. Să ne adunăm să fim împreună mereu. Și foarte, foarte mult. E și un volum didactic, eu așa ziceam. Da, și acoperă o perioadă mai puțin cunoscută pentru... Absolut. Cititorul de acum. Și... Apropo, Sandu, să știi că am fost curios, am făcut-o așa, din ambiție. Zic eu, ia să văd eu ce s-a scris exact în perioada aceasta, 72-74, ce au scris colegii de breaslă. Da, aici tac. Domnule Sinenco sau Neacolea, cum îi spuneam noi cei mai apropiați,
a și avut un mare tupeu și din fericire nu a scris rânduri de care să-i fie rușine după. Asta e. Păi vorbeam despre faptul că nu este numai teribilul, da? Frumoasă este întreagă cine e stigmatul acesta, dar vai de mine, e un stigmat dumnezeiesc care el a fixat Mihai Cimpoi, rebelul, teribilul Nicolae Iesenencu. Nu știu dacă se bucura atât de mult. Se bucura, știi de ce? Nicolae Iesenencu, îți amintești, se bucura de bucuria altuia. Era cel care venea imediat și era cel care te cuprindea, care te saluta, care îți dorea binele. Putea să spună franc, dacă era cazul, să spună adevărul așa cum este. Și era un lucru foarte frumos, fiindcă nu puteai să rămâi numai decât măgulit, numai de niște mângâieri pe cap. Iată prin ce se deosebea. Prin promptitudinea sa, prin faptul că matinalul, hipermatinalul Nicolae Iesenencu era cel care putea să te trezească în zori de zi și să rămâi, uite așa, cu ochelari deschiși, privind lumina zilei, privind pe cei care te înconjoară, doar numai cu sinceritate, cu sinceritatea privirii pe care o avea el, Nicolae Iesenencu. Vitalie, ai vorbit ca un om generos, cum ești, ai vorbit despre bibliotecă, despre ce lucrezi, despre scriitorii care îți plac, despre Arhiva Iesenencu și Nicolae Iesenencu, Despre dar bibliotecă. da, dar vreau să te întreb și despre ce scrii. La început ai fost cunoscut ca scriitor critic literar. Hai, Și m-ai a prins fost bine. o surpriză pentru mulți când ai început să scoți poezie. M-ai prins frumos, Și mulțumesc, mulțumesc. vreau să te întreb cum ai ajuns la poezie? Dragă Sandule, nu am ajuns la poezie, eu am pornit de la poezie. Haideți să-ți spun în felul următor. Mai întâi de toate am făcut o școală militară, dar nu am absolvit-o. Apoi am venit la facultate de litere. Imaginează-ți, deci, că am fost înmatriculat și am avut niște colegi deosebiți, Milan Galaicu Păun, Vera Munteanu, Argentina Ciocanu, deci colegi care deja trecuseră, știu eu, prin frumoasa încercare a scriirilor, erau cu nume dintre sute de catarge, cu lecturi foarte serioase. Deși nici eu nu pot să mă plâng, deoarece acasă, în familie, am avut o bibliotecă foarte mare și apoi tatăl meu, deci absolvent al liceului Regele Carol, deci din Soroca, cel care îmi spunea că să știi toată viața, eu am fost înmatriculatul 427, deci fiindcă avea ținut aceasta. Maica mea, deci, care toată viața din copilărie și ce făcea, îmi strecura cărți mereu să citesc. Deja în clasa 7, eu vreau să zic, citisim groapa de cuprin. Așa că, nu, poemele mele marine sunt cele care mă reprezintă. Poemele mele marine fac parte din mine, chiar mă întregesc până în prezent. Nu în zadar, eu am făcut-o deci intenționat, intitulându-l primul volum Imun la naopatie. Când i-am dat manuscrisul să-l citească lui Grig Chiperșu, lui Milan Galaicu Păun, Grig m-a întrebat, dar e cartea ta? Păi zic, da. A fost cazul să-i descifrez și titlul. Am plecat mai departe și acele file din jurnalul de bord a unui marinar cardiac e un cuprins care vorbește despre faptul că viața uneori vine și poate, știu eu, să te ducă până la adâncimile marine. Străin printre ape nu e altceva decât solitudinea fiecărui poet atunci când se vede, știu eu, față în față cu poezie pe care o creează. Păi de mine, poezia, în fond, suntem noi fiecare în parte. Asta Ce urmează după apele Adigei? e. Urmează, deci, da, bine mi-ai zis,
Sandu, mă provoci astăzi. Dar nu sunt omul superstițios, în niciun caz. Am un volum deja, cap-coade. La fel, așa e creat, este împletit în parâme, marine, care, deci, încă nu are titlu. Deci nu l-am. Mie titlul îmi vine, deci, pe final, după ce văd ce prezintă în sine cuprinsul. Ad hoc-ul, de fapt, e o foarte frumoasă încercare de a vedea cum gândește. Iar noi, odată ce gândim, așa, uite, ești colegul meu, ești scriitorul, mereu atunci scriem, atunci când sufletul nostru își deschide prioritățile și tu reușești de a pune în pagină ceea ce rămâne a fi al tău dar. Vitalie, îți mulțumesc foarte mult și de-abia aștept să-ți văd și cartea și de-abia aștept să ne întoarcem în biblioteca ta foarte primitoare și... Cu mult drag aici, în sala Lucifer, în această bibliotecă, dragi prieteni, să știți că sunteți nu oaspeții, sunteți ai casei. Mulțumesc mult! Cu drag! Sunt